veche franceză formată din Papadakis și Cizeron și-a păstrat titlul mondial la proba de dans pe gheață. Evenimentul s-a desfășurat la Boston în a doua zi a campionatelor mondiale la patinaj artistic. Papadakis și Cizeron au reușit să obțină un record nou personal și să urce pe treapta de vârf a podiumului. Punctajul pe care francezii au reușit să-l obțină este de 194,46, acesta fiind al doilea din istorie. Cu medalii de argint s-au ales americanii Maie și Alex Cibutani, iar bronzul a fost cucerit de Madison Cox și Evans Bates. Proaspeții campioni au în palmares și două titluri de campioni europeni.